Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o? Rugăciunea este indispensabilă unei relații personale cu Dumnezeu, deoarece nu poate exista o relație fără comunicare. Ea este mijlocul de comunicare pe care orice om îl are la dispoziție. Rugăciunea este vitală pentru viața spirituală. Fără rugăciune, viața de credință intră în agonie și în timp moare. Din cauza neglijării rugăciunii, mulți credincioși ajung să aibă o religie formală. Pe de altă parte, rugăciunea este naturală. Este normal ca omul viu să respire. Dacă este sănătos, el nu trebuie să facă un efort pentru asta. Rugăciunea nu este o tehnică ocultă cunoscută doar de inițiați. Ea este la îndemâna oricui. Rugăciunea este însă felul cel mai concret în care ne exprimăm dependența noastră de Dumnezeu și prin care recunoaștem că avem nevoie de El.